O plimbare prin pădure. Un căpăcel bătrânel, vântul și-a bătut joc de el. Cândva, uite și eu, două ciocănitori au fugit. Aha, au acolo o căsuță. Deci, așa e viața pe pământ. Ai un timp după care pleci la alte veșnici care sunt mai frumoase și mai de preț. Foarte mare copacul. Aici este niște iasc. Rădăcină. Și eu, rădăcină. Ciupercă. Bunicul meu aduna iască și o folosea la aprins fumarul de la albini. Deocamdată o las acolo și poate vin altă dată când e uscată și am unde să o țin. Și asta e verde. Foarte mare copacul. Din ce văd eu, are, să zic, 80 de centimetri diametru. E bine că n-are nevoie nimeni de foc. Bye bye și ne mai vedem.